Am revenit cu invitata din seara aceasta, directorul Teatrului Municipal Matei Vișniec, doamna Carmen Veronica Steiciuc, într-o discuție sinceră despre teatru, o discuție pe care sperăm să o găsiți interesantă. Spunea cineva că suntem mai sinceri în teatru decât în viață. Încercăm în seara aceasta să fim la fel de sinceri în întâlnirea noastră, așa cum se întâmplă, li se întâmplă actorilor în teatru. Și începem discuția pentru că sunt multe lucruri de spus despre zilele Teatrului Matei Vișniec. O să începem discuția pornind de la acest eveniment, pentru ca mai apoi să o ducem un pic mai departe spre ceea ce înseamnă, spuneam, teatru sau ar putea să însemne în viața fiecăruia dintre noi. Când începe? Festivalul începe pe data de 12 mai cu premiera Proștii sub clar de lună de Teodor Mazilu în regia Ancăi Vradu, cu mențiunea că este singurul spectacol din tot festivalul care are un regim special, respectiv sunt biletul unui prețul unui bilet pentru acest spectacol este de 25 de lei. Restul spectacolelor care vor urma zilele de 13 până în 20, inclusiv mai, sunt gratuit, așa cum spuneam. Iar publicul sucevean are posibilitatea să vadă și teatre naționale, Teatrul Național București, dar și trei teatre naționale de la Chișinău, respectiv Mihai Eminescu, Eugen Enescu și satiricul Sion Luca Caragiale. Dar și de la Chișinău avem teatru invitat pentru copii, cu un spectacol pentru copii, dar ei sunt de profil pentru cei mici, respectiv Teatrul Ceafru de la Chișinău. Din România am încercat, fiind în anul centenarului Marii Uniri și tema festivalului fiind Unirea prin teatru, o temă propusă chiar de domnul Matei Vișniec, am încercat să aducem teatre din toate sau din majoritatea regiunilor istorice, așa încât sucevenii pe majoritatea categoriilor de vârstă vor avea surprize din ce în ce mai frumoase, sperăm noi. Avem și o unire prin teatru în interiorul Sucevei, în sensul că am încercat să cuprindem practic toate instituțiile de cultură, diferite locații, diferite locuri neconvenționale în care vom juca spectacolele. În acest an, anul trecut aveam doar în autobuz, anul acesta avem și în mașină mică, deci iată câte 3 spectatori per spectacol. Sperăm să reușim să acoperim toate cerințele pe care le avem pentru acest gen nou de spectacol, deci teatru în automobil. Și avem Muzeul Bucovinei, Planetariu, Esplanada Casei de Cultură, Julius Mall și multe alte încercări, să spunem așa, de a apropia Uzina de Apă, dar la Uzina de Apă a fost și în anii anteriori, de a apropia, de a uni, să spunem așa, și instituțiile de cultură din Suceava, care toate ar trebui, într-un mod normal, să-și dea mâna pentru a reuși împreună să oferim evenimente și spectacole de calitate pentru suceveni. Așadar, 2 spectacole pentru copii, apropo că suntem în curtea școlii. Este vorba de Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele, un text de Matei Vișniec, susținut de Teatrul Ceafru de la Chișinău. Ăsta va fi pe data de 15 mai, de la ora 11 și de la ora 13. Așa cum i-am învățat deja pe iubitorii cei mici de teatru, deci grădinițele și clasele până 1-4, cam până în clasa 5 merge acest gen de spectacol poveste. Locația Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava, pentru Omul de zăpadă. Iar sâmbătă 19 mai, de asemenea la Teatrul Municipal, cei mici, dar și bunicii și părinții, de data aceasta un spectacol pentru toată familia, Crina și păpușile vorbitoare. Este vorba de Crina Svobodă, pe care poate că mulți dintre suceveni o cunosc de la România au talent, dar care, prin talentul ei extraordinar și prin deschiderea pe care o are față de cei mici și prin
marionetele extraordinare cu care lucrează, sunt sigură că vor aduce o pată de culoare foarte frumoasă acestui festival sucevean. Da, iată păpușile și marionetele crinei Svobodă. Acest spectacol cu crina și păpușile vorbitoare în acest an, pentru prima dată, va merge și la așezământul Sfântul Leontie de la Rădăuți, pentru că încercăm să oferim și copiilor mai puțin favorizați, copiilor defavorizați, spunem așa, de să le oferim șansa de a vedea spectacole, și vom merge chiar la ei acasă, chiar în curtea școlii, dar în curtea școlii acolo la ei în așezământul Sfântul Leontie, de asemenea dintr-o idee a domnului Vișnie, care în fiecare an vine cu câte un proiect nou, în așa fel încât să poată beneficia și copiii din școle generale și liceienii, deci colegiile, să poată beneficia de ori de invitați de calitate, cum a fost la zilele Matei Vișnie, când în colegiile sucevene și la Rădăuți și la Vatra Dornei și în județele Botoșani, Bistrița, Piatra Neamț, Matei Vișnie venea cu câte un invitat de genul Constantin Chiria, care este directorul teatrului Radu Stanca din Sibiu și directorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, sau Luca Niculescu, care actualmente este ambasadorul României la Paris, sau dacă George Banu, de exemplu, numele cel mai important din critica teatrală română. Așadar, încercăm să facilităm și publicului sucevean și tinerilor, indiferent dacă sunt elevi de școală generală sau grădinițe sau liceieni, șansa de a se întâlni cu Matei Vișniec, în primul rând, pentru că zilele Matei Vișniec însemna prezența dramaturgului român și a invitaților lui, dramaturgului bucovinan, pentru că este al nostru, este din Bucovina, este născut la Rădăuți. Și zilele Teatrului Matei Vișniec au păstrat această componentă, dar, bineînțeles, avem invitate teatre din toată țara și din Republica Moldova la această ediție. Până acum am avut și invitați din Statele Unite, de la Chicago, mai mulți ani de la Paris, adică încercăm să aducem cu titlul de gratuitate, cum spuneam, în cadrul zilelor Teatrului Matei Vișniec, spectacole de foarte bună calitate. Da, așa cum era și firesc, numele dramaturgului Matei Vișniec e prezent în discuția noastră. Spuneați că vine în fiecare an cu o altă idee, cu idei noi. Citeam undeva într-un interviu în urmă cu vreo 4 ani, că spunea că, în care dumnealui spunea că omul contemporan are o foame de începuturi și atunci el reușește să hrănească în felul acesta foamea de începuturi a tinerei generații, care e foarte mobilă, își dorește în permanență schimbarea, dar până la urmă teatrul ar trebui să fie un reper spre care să se îndrepte, chiar dacă în diferite forme, în diferite începuturi. Și cred că faptul că se întâmplă astfel de evenimente, cum sunt zilele Teatrului Matei Vișniec, pe parcursul a 9 zile, în care teatrul este în sărbătoare, e un lucru minunat pentru tineri, care eu sunt un pic pesimistă, cel puțin în privința celor de gimnaziu, cel puțin. Nu mi se par foarte atrași de teatru, de cultură, mai mult de rețele de socializare. Iar faptul că își văd părinții, să spunem, sau pe frații mai mari, studenți, sau, nu știu, de vârste mai mari, mergând la teatru, poate fi un bun exemplu. Iar educația aceasta ar trebui să înceapă de la cele mai mici vârste. Da, aveți perfectă dreptate și felul cum ați început această propoziție prin faptul că Matei Vișniec încurajează, într-adevăr, încurajează tinerii. Avem și programul
pe care îl respectăm în fiecare an, de a avea și un tânăr regizor, deci ca debutant în Teatrul Matei Vișniec, dar copiii sunt pentru Matei viitorul, reprezintă viitorul pentru noi toți, copiii reprezintă viitorul. Pentru Matei reprezintă în special în plan teatral, pentru că dacă educația teatrală pornește de la cele mai fragede de vârste, după aia intervine acea obișnuință și copilul crescând va avea dorința de a se reîntoarce în sala de spectacol, acolo unde în copilărie, în primii ani, s-a simțit foarte bine, pentru că am observat chiar și la spectacole pe care le aducem noi, pentru că avem în fiecare lună câte un spectacol invitat pentru copii de la Teatrul Ceafărul din Iași, de asemenea cu spectacole de profil, adică pentru elevi și tineret. Am observat o foame foarte mare pentru povești, pentru spectacole pline de lumină, spectacole cu o coloristică foarte vie pentru copii și educative, spectacole educative în același timp. Am ales Teatrul Ceafură exact din acest motiv, pentru că și în discuțiile pe care le-am avut cu educatorii, cu învățătorii, a fost și dorința lor și am încercat să o respectăm, inclusiv orele 11 și 13. De obicei, la orele 11 vin copilașii de la grădiniță, iar la orele 13 cei din clasele 1-4. Am înțeles, deci există o colaborare cu școala, cu profesorii, cei care au mai mult timp, își fac mai mult timp și e și firesc, pentru că asta e și misiunea lor, de a le educa gustul pentru teatru. E drept că educația aceasta ar trebui să înceapă în familie, da. Dar din păcate părinții uneori sunt mai ocupați decât și-ar dori, își fac mai puțin timp pentru ei, pentru sufletul lor, pentru că teatru e pentru suflet și mai mult acordă timp carierei și nu prea ajung la teatru. Dar imaginați-vă ce frumos ar fi când, pentru că acești copilași de care vorbesc vin la teatru în mod organizat cu educatorii. Imaginați-vă ce frumos ar fi ca un copilaș de vârsta grădiniței să vină acasă și să-i spună mamei sau tatălui: mami, tati, azi am fost la teatru, hai și voi, hai să veniți și voi să vedeți ce frumos e acolo. Și cred că printr-un îndemn, adică se poate și invers, știți, printr-un îndemn al celui mic poate să vină cel mare. Da, ar de fi ce chiar... nu? Adică este un gând, sunt puțin visătoare în această privință. Este un gând cred că se mult întâmplă. Prea frumos, dar sperăm să se întâmple, pentru că cei mici chiar sunt fascinați de ceea ce se întâmplă în sala de spectacol. Aici ar mai fi, da, apropo de educație, ar mai fi totuși de spus un, adică aș dori eu să îndrept un gând către educatori, dacă este foarte important la ore sau la grădiniță, unde au ei un moment de educație teatrală, să spunem, în ghilimele, pentru cei mici, să le spună, de exemplu, în sala de spectacol nu se vorbește. În sala de spectacol ascultăm ce se întâmplă, adică privim ce se întâmplă pe scenă și cu cât suntem mai liniștiți și nu vorbim, o să și auzim ce se întâmplă pe scenă. La sfârșit, când se termină spectacolul, sunt câteva minute cu aplauze. Deci trebuie să-i aplaudăm pe cei de pe scenă care ne-au dăruit un spectacol, o poveste atât de frumoasă. Sunt niște lucruri care ar trebui să existe. Eu îmi doresc... sunt idealistă, dar îmi doresc acest lucru. Să știți că se întâmplă de cele mai multe ori când pleacă de la școală, cadrul didactic le spune copiilor aceste lucruri. E drept că se mai uită așa până ajung în fața scenei, mai uită cei mici, pentru că sunt plini de energie, greu așa de stăpânit. Dar în timp, cine știe, așa, repetat, educație. A fost un, dacă îmi permiteți, a fost chiar să povestesc acest moment. A fost un moment în care, cred că era cu Albă ca zăpada, da, la spectacolul Albă ca zăpada, când actrița de pe scenă nu se auzea foarte bine, că avea ea o voce mai slabă,
sau mai puțin pătrunzător așa. Și după primul spectacol, când am văzut că nu se aude foarte bine în sală din cauza că erau agitați copiii, la al doilea spectacol am întrebat: vreți să auzim ceea ce spune Albă ca zăpada pe scenă? Toată lumea a spus da, încor. Și am zis, bine, atunci trebuie să facem liniște. Vreau să vă spun că tot spectacolul copiii au stat atât de cuminți. Este incredibil, deci reacția lor. Da. Da, impactul a fost mai mare, poate venind îndemnul acolo de la cineva care este implicat direct în teatru. E importantă educația pentru teatru, așa cum spuneați și dumneavoastră, iar Teatrul Matei Vișniec, cei care muncesc în această instituție, organizează tot felul de evenimente. Unul dintre ele este și Concursul Național de Dramaturgie, care este la cea de-a cincea ediție, din câte am înțeles. De data aceasta se adresează celor mai mari de liceu. Da, am reușit. Practic, zilele Teatrului Matei Vișniec, spuneam, este o continuare a zilelor Matei Vișniec și am reușit acum 5 ani să inițiem un concurs național de dramaturgie cu adresabilitate către tinerii din colegiile românești. Concursul este inițiat de Clubul Rotary Suceava Bucovina și premiul este acordat tot de club. Este un premiu consistent, zic eu, 1500 de lei, care însemna la vremea respectivă chiar echivalentul unui salariu. Copiii au fost motivați și de faptul că este o onoare ca piesa selectată să fie chiar selectată de dramaturgul bucovinan Matei Vișniec. Și un al doilea plus este faptul că tânărul care câștigă primește premiu și diploma chiar din mâna lui Matei Vișniec, care poartă și un dialog cu acel tânăr pe scenă. Deci este un concurs mai special, aș spune. Nu se încadrează chiar în toate regulile celorlalte spectacole sau este grație domnului Vișniec, este un pic mai bine situat în plan emoțional. Așa se va întâmpla și anul acesta. Pe 17 mai, câștigătorul va primi din mâinile domnului Matei Vișniec premiul. Câștigător pe care nu-l cunoașteți încă. Și oricum... Nu-l cunoaștem, este încă perioada de jurizare. În juriu sunt doamna Oltița Cântec, critic de teatru și de director adjunct al Teatrului Luceafărul de la Iași. Octavian Jichirciu, fostul prorector al Universității de Arte Cercenescu de la Iași și, bineînțeles, Matei Vișniec. Da, poate e important să punctăm acest lucru, faptul că anual are loc acest concurs, iar liceenii care sunt pasionați în a scrie lucruri frumoase pot să participe, nu știu, începând din clasa 9 până în clasa 12. Așa este, sau, da. Din clasele 9-12, da. Sunt convinsă că anul viitor vor să fie mai mulți cei care vor participa la concurs. Așa să fie, ne-am bucurat. Nu că numărul ar fi așa un target foarte important, mai importantă e calitatea lucrurilor, dar încercările acestea ale tinerilor de a se implica în a scrie piese de teatru, doar piese de teatru? În cadrul acestui concurs, da, piese de teatru, dar Suceava mai are și Festivalul Nicolae Labiș la Centrul Cultural Bucovina, unde este poezie, sau Rezonanțe Udeștene, care, apropo, mai sunt doar două zile pentru cei care vor să trimită la concurs pentru poezie, proză scurtă și reportaj literar. Da. O să continuăm discuția noastră despre ceea ce se întâmplă la Teatrul Municipal Matei Vișniec, începând cu data de 12 mai. 12-20 mai. Dar după un scurt moment de publicitate.